Bună dimineața, doamnelor și domnilor, în această dimineață, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost realizată o evaluare a modului în care s-a asigurat climatul de ordine publică în ajunul Crăciunului și în prima zi de Crăciun, din punct de vedere al situației operative și al numărului de evenimente înregistrate în întreaga țară. Principala concluzie este aceea că obiectivul Ministerului Afacerilor Interne de creștere a siguranței cetățeanului a fost atins. Crăciunul 2015 a fost cel mai liniștit și cel mai sigur Crăciun din ultimii 5 ani, iar acest lucru se datorează inclusiv mobilizării și efortului colegilor noștri, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, piloți, medici și paramedici smurt. Așa cum cunoașteți, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Petre Tobă, a dispus mai multe măsuri organizatorice pentru această perioadă de sărbători, cuprinse în planul de acțiune sărbători de iarnă în siguranță, iar rezultatele acestora își arată eficiența. Astfel, faptele de omor au cunoscut un trend descendent. Vorbim de o scădere de 8 ori față de anul 2011. Tentativele de omor sunt de asemenea în scădere, sub media ultimilor ani, iar faptele comise cu violență s-au redus considerabil, înregistrând o scădere de 3 ori față de anul 2014. În ceea ce privește evoluția accidentelor rutiere, se constată o scădere a numărului acestora în ultimii 3 ani, cu 15% față de 2013, respectiv cu 7% față de anul 2014. Și numărul persoanelor rănite grav este în scădere, mai puține cu 33% față de 2013, respectiv cu 28% față de 2014. Astfel, se constată că măsurile adoptate de Ministerul Afacerilor Interne pentru creșterea nivelului de siguranță al cetățeanului și-au atins scopul în ultimele 48 de ore, neînregistrându-se evenimente deosebite. O atenție sporită a fost acordată și comerțului cu articole pirotehnice, fiind confiscate 37,8 tone de astfel de materiale și constatate un număr de 328 de infracțiuni, 331 de persoane fiind cercetate pentru acest tip de fapte. Este de reținut că nu s-au înregistrat cazuri de rănire ca urmare a folosirii articolelor pirotehnice și nici distrugeri cauzate de folosirea acestora în mod necontrolat. În ziua de Crăciun au fost la datorie 37.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, în misiuni de prevenire a infracționalității, de menținere și asigurare a ordinii publice și de intervenție la evenimente. Față de o zi normală, când media evenimentelor este de aproximativ 450, în cursul zilei de ieri au fost înregistrate 322 de evenimente. Polițiștii și jandarmii au asigurat ordinea publică la ceremoniile religioase care au avut loc în cele peste 16.400 de lăcașuri de cult, nefiind înregistrate situații deosebite. 293 de echipaje de prim ajutor smurt au asigurat 870 de intervenții medicale de urgență. Cu ajutorul elicopterelor medicale, în zilele de 24 și 25 decembrie, au avut loc 10 intervenții prin punctele aeromedicale din București, Constanța și Iași. Totodată în aceste zile, două elicoptere ale MAI au asigurat suportul aerian al misiunilor poliției rutiere, traficul fiind supravegheat și monitorizat din aer pe principalele artere rutiere, pe zona de centura municipiului București, pe cum și pe DN1. Doamnelor și domnilor, prioritățile MAI pentru perioada sărbătorilor de iarnă vor fi în continuare siguranța cetățeanului, asigurarea ordinii publice, fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor grave. De altfel, în ultima săptămână au avut loc peste 17.200 de intervenții la evenimente, cu peste 2.000 mai multe față de săptămâna precedentă. În zilele premergătoare Crăciunului, polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră au continuat acțiunile de control, fiind aplicate amenzi de aproape 16 milioane de lei. Valoarea bunurilor confiscate se ridică la 1,2 milioane de lei. Au fost constatate 3.600 de infracțiuni, dintre care 1.953 de natură judiciară, 69 la codul silvic și 980 la regimul circulației rutiere. În această săptămână au fost reținute aproape 3.000 de permise de conducere, dintre care 595 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 540 pentru depășirea limitelor de viteză. Numai într-o singură zi, la nivelul întregii țări, au fost depistați și sancționați peste 3.700 de conducători auto care au încălcat regimul legal de viteză. În ultimele 7 zile, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență au desfășurat peste 11.500 de intervenții, dintre care 6.320 ale smurt și 440 pentru stingerea incendiilor. În zilele de 24 și 25 decembrie au fost înregistrate cu 25% mai puține incendii față de anul trecut. De asemenea, pompierii au continuat acțiunile de control pe linia prevenirii incendiilor, aplicând peste 1.700 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.
au fost identificate 65 de obiective economice care nu dețineau autorizație de securitate la incendiu, pentru 5 fiind luată decizia suspendării funcționării. În această săptămână, echipajele Jandarmeriei Române au menținut ordinea publică la peste 870 de manifestări publice și au executat misiuni de pază și protecție la aproximativ 9500 de obiective. Doamnelor și domnilor, având în vedere că săptămâna viitoare este Revelionul, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor asigura măsurile de ordine publică la cele aproximativ 150 de evenimente publice confirmate până în prezent, ca urmând să fie organizate în întreaga țară, concerte, spectacole și alte manifestări de acest gen, pentru ca fiecare dintre participanți să se poată bucura în siguranță de acest sfârșit de an. Recomandăm încă o dată conducătorilor auto să se intereseze din timp cu privire la condițiile de trafic și să conducă cu prudență și cu respectarea limitelor de viteză pentru a evita accidentele. Așa cum v-a obișnuit, Centrul Infotrafic al Poliției Române va transmite periodic informări cu privire la situația traficului rutier din țară și recomandări preventive. Pentru românii care vor tranzita punctele de frontieră în aceste zile, le reamintim că pe site-ul Poliției de Frontieră a fost introdusă o secțiune unde este afișată media timpilor de așteptare în toate punctele rutiere de trecere a frontierei, oferind conducătorilor auto posibilitatea de a opta pentru alegerea unui traseu cât mai puțin aglomerat. Pentru a veni în sprijinul celor care intră sau ies din țară, începând de astăzi, este funcțională o nouă aplicație online care poate fi accesată de pe orice calculator sau terminal mobil, smartphone sau tabletă cu acces la internet. Aplicația folosește modul de navigație furnizat de Google Maps, putându-se configura traseul către un anumit punct de trecere a frontierei, ce înregistrează valori de trafic scăzute. Timpii de așteptare din punctele de frontieră sunt actualizați în timp real, pe aplicația apărând astfel trasee de culoare verde, acolo unde timpii de așteptare sunt de până în 20 de minute, de culoare galbenă, unde timpii de așteptare sunt între 20 și 60 de minute, și de culoare roșie, unde timpii de așteptare sunt de peste 60 de minute. Așadar, oricine deține un telefon mobil cu acces la internet poate afla din timp care este cel mai bun traseu de urmat pentru a tranzita punctele de trecere a frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire. Vă informăm că în această săptămână, peste 1,2 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei României. În încheiere, permiteți-mi ca în numele ministrului Petre Tobă să mulțumim angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care în aceste zile se află la datorie pentru a asigura ordinea și siguranța cetățenilor, și să urez sărbători fericite și la mulți ani tuturor românilor. Vă mulțumesc pentru atenție!